Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, la o nouă etalare. Bine ați venit pe canalul Luminița Tarot. Voi face oroscopul săptămânii care urmează pentru Zodia Berbec, ascendent în Zodia Berbec. Înainte de toate vreau să vă transmit, fiind o etalare generală, să luați doar mesajele care vi se potrivesc dumneavoastră și nu uitați să vă înscrieți la canal dacă nu ați făcut-o până în acest moment. Veți primi notificări cu ceea ce voi distribui pe parcurs. Voi începe, înainte de toate, să purific energiile cu campana tibetană. Deci vă recomand să dați volumul mai încet dacă vă deranjează sunetul. Dragii mei, dragile mele, pentru Zodia Berbec, pentru următoarea săptămână, două mesaje din partea îngerilor. Vi se spune să fiți mai deschiși, să fiți mai deschiși în a comunica, în a spune ceea ce simțiți, în a spune ceea ce vă doriți. Este nevoie să vă deschideți sufletul, inima, chiar și gura uneori, dar poate în unele situații preferiți să păstrați liniștea sau tăcerea pentru că nu doriți să provocați pe nimeni sau nu doriți să provocați nimic, să spunem așa. Vi se spune că această situație prin care tu treci poate fi vindecată cu gentileță și cu iubire, cum ai cerut tu însuți, dar este necesar ca tu să demonstrezi că ești puternic și sincer cu alte persoane din această situație. Se vede că trebuie să comunicați cu alte persoane, da? Într-un mod gentil, trebuie să fiți puternic și sincer în a spune ceea ce nu vă place și ceea ce gândiți. Noi vom fi alături de tine când tu vei exprima adevărul și îți vom da forța necesară și te vom ghida în ce privesc cuvintele tale. Deci e nevoie să vorbiți și să știți că îngerii aici vă vor susține, vă va ghida în a spune cuvintele și când tu vei exprima adevărul tău în ceea ce gândești într-o situație special și cred că poate în iubire. Pentru că iubirea e în viața ta și va veni în viața ta în următoarea săptămână. Vei avea sentimente de afect, de dragoste pentru persoanele din jurul tău, poate te vei întâlni cu persoanele iubite, dragi ție, familia, sau cu persoana iubită vei întâlni o persoană nouă, dar văd că dragostea în următoarea săptămână va veni în viața ta. Vei primi foarte multe onde de iubire în inima ta, în mintea ta, retrezind pasiunea pentru viață. Se vede că vei fi foarte bucuros în următoarea săptămână și vezi că ceea ce va trezi, ceea ce te va trezi a fost decizia ta de a te deschide la relațiile sentimentale și să te bucuri de plin. Se vede că vei avea mai mult timp sau vei fi mai mult dedicat, vei fi mai doritor în ce privesc relațiile cu cei din jur și ți se spune să-ți concezi celebrarea spontan în iubire în toate ei magnificele aspecte. Deci se vede că te vei relaționa în următoarea săptămână, vei comunica mai mult, te vei deschide și ți se spune acest lucru cu persoanele care le cunosc sau care le vei cunoaște sau care le vei întâlni în următoarea săptămână. Iubirea va veni în viața ta. Haideți să vedem oracolul indian, un mesaj ce vă transmite pentru Zodia Berbec, ascendent în Zodia Berbec în următoarea săptămână. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot, vei avea pace. În următoarea săptămână văd că e posibil să faci un drum și îți vei găsi pacea la acel drum. Văd că te întorci undeva în trecut. Văd că ești foarte înțelept sau ai nevoie de înțelepciune, văd că vei studia foarte mult anumite situații, va trebui să reflectezi pentru a lua decizii, ești pe gânduri, interiorizat, îți cauți adevărul acolo în interiorul tău, în ce privește în următoarea săptămână, în ce privesc acțiunile tale în viitor apropiat, trebuie să iei o decizie și ți se spune să fii recunoscător. Și văd recunoștință dumnezească, să apreciezi din plin prețioasele lecții pe care viața ți le oferă cu iubire, să fii recunoscător pentru lecțiile care Dumnezeu ți le transmite, să fii recunoscător cu iubire, pentru că aceste lecții sunt prețioase pentru evoluția ta spirituală, să știi, și văd că te vei vindeca.
Te vei vindeca și cred că vei fi tu recunoscător pentru toate lecțiile care viața ți le-a oferit până în momentul de față, pentru că te-a făcut să devii omul care ești în momentul prezent și vei vedea că ești mai înțelept ca niciodată și văd că vei fi recunoscător și văd că te vei echilibra în ce privește inima ta sau aspectul sentimental. Inima ta aici se va vindeca pentru că se vede că ai trecut prin foarte multe situații în perioada trecută, să spunem așa, până în momentul prezent și acest lucru văd că în următoarea săptămână te vei echilibra. Încet, încet îți vei regăsi pacea interioară. Tibet. Arcangelul Metatron vrea să-ți transmită un mesaj și spune că chakra cel de-al treilea ochi al Pământului Mamă este situat în Tibet. Poate ai vizitat acest loc în vis. Această lamelă îți indică faptul că ai o puternică legătură cu îngerii și este posibil să primești în prezent semne pe cale. Fii atent căci intuiția ta este foarte elevată. Dragii mei, dragile mele, pentru acele persoane născute într-o zi de 2, 11, 29, 4, 18, 9, văd foarte multă intuiție. În următoarea săptămână vi se spune să vă ascultați intuiția. Poate vei visa foarte mult, vei primi vise premonitorii în ce privesc întrebările la care te vei gândi în următoarea săptămână în ce privesc deciziile tale. Văd că ți se spune că vei fi mai intuitiv în următoarea săptămână și să îți asculți intuiția în ceea ce privește dorințele tale. Haideți să vedem un mesaj și din partea Arcangelului Gabriel și după aia vom lua tarotul. Haideți să vedem pentru Zodia Berbec, ascendentul Zodia Berbec, pentru toți abonații mei. Motivație. Vedi și ascultă doar iubirea. Ți se spune să asculți doar iubirea în următoarea săptămână, să nu permiți pe fricii să te distragă din ceea ce dorești să, și ceea ce îți propui, ceea ce dorești să îndeplinești în următoarea săptămână. Ți se spune să te rogi pentru a primi mai mare concentrare și mai mult entuziasm în ce privește un proiect anume. Se vede că un proiect în special în următoarea săptămână te vei confrunta și va trebui să te ocupi de acest proiect, chiar dacă tu văd că nu ai prea mare, cum să zic eu, dorință, să spunem așa, să te ocupi de acest proiect. Te văd obosit, da? Și nu ți sau nu ai entuziasm, să spunem așa. Deci ți se spune să te rogi, să te rogi pentru că vei primi o mai mare concentrare și în ce privește în proiectul tău. Haideți să vedem ce vă spune, ce vă transmite tarotul pentru Zodia Berbec următoarea săptămână. Ok, șaptele de cupe. Ai foarte multe lucruri de gândit, de acum spuneam înainte, foarte multe oportunități sau opțiuni și nu știi ce să faci. Nu știi de care să te apuci sau nu știi de care să te ocupi. Ești un pic confuză sau ai foarte multe opțiuni în gândurile tale, în mintea ta, deci te gândești câte lucruri ai de făcut și, cum îți zicea Arcanghelul Gabriel, îți lipsește concentrarea sau entuziasmul, pentru că văd o confuzie, foarte multe gânduri în mintea ta, care le ai în față, de făcut, de alergat, de rezolvat. Haideți să vedem. Ok, următorul mesaj pentru dumneavoastră, da, e spânzuratul. Trebuie să vedeți lucrurile din altă perspectivă. Încercați să vedeți lucrurile dincolo de aparențe, întregul tablou, da? Deci, spânzuratul aici, văd că sunteți un pic blocați, să spunem așa, sau va trebui să faceți un sacrificiu. Da, aici văd un sacrificiu care va trebui să-l faceți din partea dumneavoastră. Spânzuratul aici îmi spune că vei avea un moment de pauză și ți se spune să meditezi în ceea ce îți dorești să faci pentru a alege cea mai bună opțiune. Să meditezi, să te rogi, să-ți oferi momentul acela de pauză și de liniște pentru a pune în ordine ideile tale în ceea ce trebuie să faci. Aici Justiția îmi spune că va trebui să te ocupi de foarte multe lucruri, adică de documente legale, să mergi la instituții legale, să rezolvi anumite documente, să pui în regulă anumite documente. Justiția aici îmi spune că trebuie să iei o alegere înțeleaptă, să iei o decizie înțeleaptă.
ai nevoie de a aduce echilibru în viața ta și văd că te vei ocupa ceva, poate vei vinde ceva sau vei cumpăra ceva, dar văd că te vei ocupa de documentele legale în următoarea săptămână și Zodia Balanța are un rol important în viața ta, ai nevoie de echilibru și de armonie. Îndrăgostiți! Aici îmi spune că unii dintre voi cred că va trebui să faceți un contract sau de vânzare-cumpărare sau să rezolvați anumite documente care au fost blocate de ceva timp și acest lucru vă provoacă o suferință, da? Vă simțiți sacrificați, vă deranjează acest lucru, da? Dar văd că le veți rezolva. Va trebui să le rezolvați. Șasele de îndrăgostiți îmi spune o relație de iubire, veți intra în legătură cu un tânăr, o tânără sau cu persoane mai tinere decât dumneavoastră, va trebui să colaborați cu persoane mai tinere. Îndrăgostiți cifra 6, 12, 7, 11, poate are un rol important în viața noastră, va trebui să faceți o alegere cu persoana iubită. Văd că există iubire, există o relație de suflete pereche, există aici și sentimente, văd că va fi o vindecare și cred că persoana iubită vă va vindeca, vă va aduce alinare, să spunem așa, deci prin aceste momente plăcute cu voi doi împreună vă va aduce alinare. Pentru alții văd că veți colabora cu persoane mai tinere și aici văd că trebuie să faceți anumite alegeri împreună cu persoana iubită pentru a ieși dintr-o situație delicată sau un pic mai furtunoasă în următoarea săptămână. O situație neplăcută, văd că încet încet vă veți vindeca, va veni lumina în viața dumneavoastră. Încet încet văd că veți merge prin ape mai calme și veți da la spate tot ce ați trecut înainte, prin ce ați trecut, da, deci, sau prin ce va trebui să rezolvați dumneavoastră. Văd că veți face chiar și un drum poate la mare, poate vă doriți la acest lucru, veți face o alegere cu persoana iubită să mergeți la mare sau, nu știu, văd că veți face un drum care vă va duce ușurare, da? Vă va duce ușurare pentru relația noastră de cuplu, veți avea și momente liniștite, momente de pace, de iubire, de armonie și veți face un drum cu persoana iubită care vă va duce ușurare, vă va duce pace interioară. Haideți să vedem ce vă transmite acest oracol astrologic pentru Zodia Berbec, ascendentul Zodia Berbec. Ok, haideți să vedem. Soarele. Soarele îmi spune că veți reuși în următoarea săptămână, veți avea parte de succes, veți străluci. Nu știu, poate unii dintre voi cu familia de origine sau țara de origine are un rol important. Pentru alții văd că veți străluci, veți avea parte de succes, veți rezolva ceea ce v-ați propus, văd bucurie, entuziasm pentru viață. Poate unii dintre voi veți merge la mare sau într-o vacanță unde există foarte mult soare. Soarele aici îmi spune că veți avea parte de succes și de bucurie. Da? Văd că sursa va sta alături de dumneavoastră, vă va ajuta și cifra 18 poate are un rol important. Văd că se vor activa planetele pentru dumneavoastră, va trebui să acționați și se vor activa pentru ajutorul dumneavoastră, dar să aveți grijă în ce privesc anumite documente, că acolo cred că veți avea o mică problemă în sensul că va trebui să revizionați anumite detalii dintr-un document, să citiți cu atenție sau să rezolvați anumite, să revizionați poate chiar și trecutul, da? Pentru a pune în ordine și a rezolva anumite situații legale. Și Zodia Berbec, chiar cu dumneavoastră ați ieșit, veți intra în contact cu Zodia Scorpion, cu o persoană născută într-o zi de 8, da? Și dumneavoastră văd că veți acționa cu această persoană, cu această persoană Zodia Scorpion. Veți acționa în ceea ce vă doriți, veți intra în legătură cu Zodia Scorpion și văd că veți investiga, da? Cu această persoană. Veți investiga ceea ce trebuie să veți comunica, veți vorbi, veți investiga ceea ce trebuie să rezolvați, veți intra în legătură cu această persoană și veți acționa, să spunem așa. Veți acționa, veți avea parte de nou început, să știți, așa cum v-ați dorit dumneavoastră, pe la sfârșitul săptămânii viitoare. Haideți să vedem un mesaj din partea îngerilor pentru Zodia Berbec.
Ok. Să acționezi. Din nou a ieșit. Acționează și văd că vei acționa. Vei face un drum. Vei acționa în următoarea săptămână în ce privesc problemele tale și ce trebuie să rezolvi. În ce privește abundența ta, văd că vei avea parte de reușită. Vei avea parte de foarte multă abundență. Dragii mei, dragile mele, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă doresc o săptămână minunată, binecuvântată. Dacă v-a plăcut, sper că dați un like. Numai bine vă doresc, la revedere, sănătate, numai bine!